Dorim în seara aceasta cu toți acei care recunoaștem îndurarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a făcut mult bine în viață, să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să spun în seara aceasta, se pare că vremurile acelea scrise de Scriptură, vremurile acelea spuse de oamenii lui Dumnezeu cu privire la zilele din urmă, se pare că se împlinesc. M-am tot gândit de-a lungul anilor în luptă așa și m-am întrebat, Doamne, dacă în Biblie scrie că în zilele din urmă cunoștința va crește. Dar în același timp, invers proporțional, spune Scriptura că dragostea celor mai mulți se va răci. Și asta nu din cauză că e criză în Europa, nu din cauză că lumea în care trăim se frământă de la un capăt al pământului la celălalt, că nu știu ce va fi, ce se va întâmpla, ce urmează, nu din cauza asta. Și Biblia spune un motiv foarte clar, foarte deslușit, din ce pricină dragostea celor mai mulți se va răci. Știți din ce pricină? Spune Scriptura, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu din pricina înmulțirii fără de legii în lumea de afară, ci din pricina înmulțirii fără de legi în viața celor care stau cu cartea în mână, în viața celor care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, în viața celor care în momente de restriște în viață au făcut juruințe și au spus lui Dumnezeu, te vom urma, dacă intervii de data asta, dacă lucrezi, dacă ne asculți, dacă ne vii în ajutor, ne vom smeri. Știți ce a zis Ezechia după ce Dumnezeu l-a vindecat, l-a ridicat din patul de suferință? Știți rugăciunea lui Ezechia? O să ziceam în cei mai buni ani ai vieții mele că trebuie să mă cobor în locuința morților. Și spunea Ezechia, acum ce să mai spun? Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne. O să zic, de aceea voi umbla în toate zilele vieții mele, voi umbla smerit înaintea ta. Și smerenia asta a durat până au venit trimișii din Babilon. Care este poziția noastră înaintea lui Dumnezeu? Care este starea noastră reală și adevărată? Frații spuneau, nu ne cunoaștem, e adevărat că nu ne cunoaștem, dar există unul care ne cunoaște așa de bine. Există unul care ne cunoaște nici măcar de când ne cunoaștem noi, ci ne cunoaște, spune Biblia, de când nu eram pe pământ. În cartea prorocului Ieremia, în capitolul 1, este scris și i-a spus Dumnezeu lui Ieremia când era un copil, o zis, pe vremea când nu erai pe pământ, eu te cunoșteam și te-am pus deoparte ca să te fac proroc al neamurilor. David în Psalmul 139, împăratul David spune că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele înainte de a fi fost vreuna din ele. Și David spune cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, cât de mare este numărul lor. Dacă aș vrea să le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine.
Am dorit în seara aceasta, frații și surori, știți că în cartea psalmilor este scris undeva într-o împrejurare și noi așa, acum se pare că se spunea în secolul trecut, e secolul vitezei, acum nu știu cum se numește secolul ăsta. Dar probabil că viteza e mai mare în secolul ăsta în care suntem și se pare că cu pocăința am intrat și noi în viteză. Toate le facem așa în viteză, fără băgare de seamă, fără să le mai gândim, fără să le mai măsurăm, fără să mai medităm la ceea ce facem, fără să gândim cam unde vom ajunge într-o zi cu starea asta. M-am tot întrebat de-a lungul anilor și aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură. Îl găsim scris în Epistola a doua lui Petru, în capitolul 3, versetul 1 spune așa, recitim câteva versete pe care aș vrea să spun în seara asta, sunt convins aici la Viena, nu știu, frații spuneau că-s bucuroși, că sunt la Viena, nu știu câtă bucurie există că suntem la Viena. Un lucru știu, Dumnezeu să ne dea bucuria aceasta pe care o avea David într-unul din psalmi când a zis, când urmez poruncile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Dumnezeu să ne ajute bucuria asta să o avem în viața noastră. Bucuria asta să o avem. Că suntem într-o parte și alta, că suntem într-o stare sau alta, Dumnezeu să ne dea bucuria asta, să urmăm poruncile lui Dumnezeu și așa să ne bucurăm înaintea Lui. Uitați ce zice cuvântul. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu în amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări și să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte, de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii Lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Versetul 5 zice așa, căci în adins se facă nu știu, că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a perit tot prin ele înnecată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt, păzite de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de peire a oamenilor nelegiuiți. Mai departe, Petru spune celelalte cuvinte pe care sunt încredințat că le știm, așa cum am spus, cunoștința a crescut, știm, cunoaștem, avem foarte mari probleme la împlinire și la trăire, foarte mari probleme avem pe linia asta. La cunoștință, cunoaștem mult, știm mult, citim mult, suntem la punct cu multe lucruri, cunoaștem multe versete din Biblie, dar avem nevoie de putere să le putem împlini în viața noastră și Domnul să ne ajute la aceasta. M-am tot întrebat de-a lungul anilor și am zis, Doamne, dacă stăm așa să ne gândim la starea pe care o avem astăzi, la situația în care suntem și așa când mă uit, ne bucurăm, tragem nădejde că ajungem în cer, în rai, în împărăția lui Dumnezeu, toți oamenii ne dau nădejde de toate felurile, avem predicatori care îs cuplați numai pe linia asta, să ne dea nădejde, că sunt înșelătoare, că sunt adevărate, că nu sunt adevărate, că au suport, că n-au suport, cuvântări dulci, ademenitoare, au interese, au tot felul de lucruri și în felul ăsta ne ducem noi lupta în zilele în care trăim. Aș vrea să întreb în seara aceasta, frați și surori, să fie atâta necunoștință cât să spunem vremea asta. De exemplu, întâlnești frați care practică lucruri care îs luate de la păgâni. Nu-s din Biblie, nu-s din Biblie. Lucruri luate de la păgâni.
de la oameni fără Dumnezeu, de la oameni chinuiți de duhuri, de tot felul de lucruri. Și întreb, frate, de ce faci așa? Frate, sincer să spun, eu nu văd lucrurile așa, eu nu înțeleg așa, eu nu îmi dau seama că e chiar așa. Auzi foarte mult spunând astăzi vorba asta prin popor, așa printre frați, eu nu cred că e chiar așa păcat. Alții spun, părerea mea, nu cred că e chiar așa de grav. Aș vrea să spun în seara asta, frate și soră, nu se are în vedere cât e părerea noastră, dacă e grav sau nu e grav, dacă e păcat sau nu e păcat. Se are în vedere părerea celui care a scris Scriptura și care se spune despre el că în el nu există umbră de mutare și nici schimbare. Știți că se are în vedere părerea lui? Ce-au zis oamenii pe fața pământului, ce-au zis filozofii, au căzut la pământ. Ce-au zis comuniștii, ce-au zis democrații, ce-au zis alții și alții care s-au ridicat pe pământ. Și oameni care au căutat să învârtă lumea asta într-un fel sau altul, toate au căzut la pământ. Cuvintele lui au rămas în picioare. Și-a zis Iisus cu atâta îndrăzneală, nu cu probabil, nu că se poate, e posibil să fie așa, o zis cu atâta îndrăzneală, o zis cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ele se vor împlini iotă cu iotă, cuvânt cu cuvânt se va împlini și se va duce la îndeplinire. Lăudat să fie numele Domnului. Întreb în seara asta, suntem oameni care cunoaștem Scriptura și unii dintre noi cunoaștem foarte bine, cunoaștem versete, știm să recităm versete din Scriptură, știm să spunem capitole, versete, unde se găsește, cartea și așa mai departe. Să pune problema, oare chiar nu știm cum trebuie să ne pocăim? Întrebarea, chiar nu știm cum trebuie să ne pocăim? M-am tot gândit la bisericile din Asia. Spune cartea Apocalipsei de cele 7 biserici din Asia la care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și vorbește îngerului bisericii. M-am gândit la bisericile pe care Pavel o trecut prin ele, o trecut odată. O trecut odată, le-a vestit Evanghelia și le-a mai scris o scrisoare din temnița din Roma. Biserici care sute de ani în focul bătăliei prigoanei de atunci au rămas în picioare și din acele biserici s-au ridicat la cer sfinți pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni care nu și-au iubit viața până la moarte, oameni care au ținut la cuvântul mărturisirii lor, oameni care și-au dat viața pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru credința în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Se pune întrebarea azi, oare chiar nu știm cum trebuie să ne pocăim? Dacă ai ridica în picioare frații, să spunem așa, de vârsta a doua, frații care astăzi sunt până în 50 de ani, părinții care astăzi sunt în focul bătăliei cu familia, cu copiii, cu greutățile, cu situațiile, să-i întreb cam cum stăteau unele lucruri când tu te-ai întors la Dumnezeu, cam cum se punea problema. Și unii spun, da, dar atunci așa a fost civilizația. Dacă ai întreba pe bătrâni mai în urmă, să-i întreb cum stăteau lucrurile în adunare, în poporul lui Dumnezeu, cum se punea problema vis-a-vis de Biblie, de Cartea Sfântă, de Cartea lui Dumnezeu și care era înțelegerea atunci și acum, cum stau lucrurile? Se pare că astăzi lucruri care altădată erau deosebit de grave, astăzi se întâmplă în poporul lui Dumnezeu ca bună ziua. Nu-i grav, aia nu-i păcat, aia nu-i păcat, aia nu-i chiar așa de păcat, aia nu înțeleg că e așa, nu cred că e chiar așa. Și am ajuns la o convingere, de-a lungul anilor am ajuns la o convingere biblică. Nu-i adevărat că oamenii nu știu. Noi știm cum trebuie să ne pocăim și martorii Dumnezeu la asta.
În inima noastră se dă o luptă și firea își caută din nou locul să conducă viața. Și azi accepți una și mâine alta și poi mâine alta și anul viitor alta și te trezești că lucrurile pe care le-ai lăsat cândva când ai spus că te-ai întors la Dumnezeu și le-ai aruncat și ai spus le socotesc ca un gunoi, o zis Pavel într-o împrejurare. Astăzi gunoaiele ai început să le strângi și să le practici și să le trăiești din nou. Oare chiar nu știm cum trebuie să ne pocăim? Știm. Știm cum trebuie să ne pocăim. Știți care e realitatea? Realitatea ne-o spune versetul acesta din capitolul 3, a 2 Petru, versetul 5. O zis, în adins se facă nu știu că cerurile care au fost scoase prin apă și cu ajutorul apei au perit înnecate de ape și lumea de atunci și că cerul și pământul de acum sunt păstrate pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiuiți. Dumnezeu să ne ajute, frații și surori, să deschidem ochii mari, să ne trezim la realitate, fiecare să se ducă acasă și să ne facem verificarea vieții. Nu știm când Domnul intră să ne verifice El. Să ne facem cercetarea familiilor, să ne facem cercetarea tuturor lucrurilor din familiile noastre, din casele noastre. Și dacă ne iubim sufletul și dacă vrem cu adevărat să ajungem la Dumnezeu, să intrăm, să ne pocăim așa cum Dumnezeu ne-a luminat. Realitatea adevărată și tristă este că cei mai mulți dintre frați se fac în adins că nu știu. Se fac în adins că nu știu. Păi da, nu-i nicio explicație să te întorci la Dumnezeu să spui păcat să bei și după ani de zile să te trezești că tu, pocăit în casa ta, servești șampanie de ziua nașterii copiilor tăi, penticostal. Și să spui că n-ai știut. Poți să spui că n-ai știut? Să te întorci la Dumnezeu și să renunți la atâtea lucruri. Cunosc oameni, cunosc un caz, să spun așa, de oameni care într-o noapte au dat jumătate de kilogram de aur de pe ei, când i-a cercetat Dumnezeu. Ce se întâmplă să-i găsești penticostali în adunare, nu cu jumătate de kilogram de aur, dar măcar cu câteva sute de grame de aur pe ei, să zică, o fost păcat, dar ăsta nu e așa mare păcat să purtăm aur pe noi. Poți să spui așa ceva? Nu se poate spune asta, mințim? Dumnezeul nostru-i lumină, spune apostolul Ioan, și o zis, în El nu este întuneric. La Domnul n-o veni seara, n-o veni amurgul și nu mai vede lucrurile bine. La El totul-i deslușit. Facă Dumnezeu și la mine și la tine să avem o lumină deslușită. Să știm ce e întuneric, să știm ce e lumină și să ne despărțim de faptele întunericului. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii și să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în beții, nu în slujiri idolești neîngăduite, ci trupul nostru, viața noastră, mădularele noastre să fie puse în slujba lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Am întrebat așa într-o adunare, m-am uitat la frață, frață parcă dau tot pe lângă. Am văzut într-o adunare o soră și o să spună cineva, am văzut o soră într-o adunare, avea părul verde în cap. Așa mai rar se întâmplă, știi, la unii le crește părul verde în cap. Și am zis ceva pe linia asta, am zis dacă să s-ar naște un copil cu părul verde, nu? Te-ai dat cu capul de pereți și ai zice, oare ce-am păcătuit eu în viața asta de m-a pedepsit Dumnezeu așa, să am un copil cu părul verde în cap? Da, așa e că când se face mare și vezi că nu-i place culoarea la păr cum arată, scoți banii din buzunar, nu? Și îi dai să-și vopsească părul.
Acum unii o să zâmbească și o să zică, dar ce, asta e o problemă, să vezi surorile vopsite. Nu e o problemă. Mai vezi și frați vopsiți în cap. Biblia spune că părul alb reprezintă ceva. Solomon, înțeleptul ăsta care a scris în Biblie, a zis, părul alb reprezintă ceva. Acum oamenii se pară tineri, se pare nu știu cum, dau cu vopsea pe cap. Și ne facem că nu știm. Nu înțelegem așa, nu credem că e așa. Numai săracul Moise nu a avut timp să se vopsească în cap în pustie. Ăsta numai amărât o fost. Ăsta numai lacrimi o vărsat. Ăsta numai în primejdie de moarte în fiecare zi. Și o zis într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Du poporul ăsta unde ai hotărât. Dacă am fi fost noi, poate am fi zis, Doamne, nimicește, și așa nu ascultă, și așa nu vor să ia seama, și așa fac ce vor. E greu în lupta asta, nu? Dar Moise a zis lui Dumnezeu așa, o zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Că aici, Doamne, să știi că nu e în joc slava lui Moise. Aici e în joc slava ta. O zis, când vor auzi neamurile că poporul ăsta nu a mai ajuns nicăieri nici într-o țară, nu o să zică, Moise nu l-a putut duce, nu a fost destul de capabil, nu știu destul la matematică, geografie și s-a prăpădit prin pustie, s-a încurcat omul ăsta. O să zică neamurile că tu n-ai avut putere ca să-i duci. Și o zis, dacă nu se poate altfel, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar du poporul acesta unde ai hotărât, ca să se știe că ești Dumnezeu. Omul ăsta nu a avut timp de așa ceva. Nu a avut timp de așa ceva. Aș vrea să spun, în zilele în care trăim, am ajuns așa niște oameni așa de complicați, așa de încurcați în atâtea lucruri, atâtea accesorii ce avem după noi, atâtea bagaje ce avem după noi, atâtea lucruri complicate care le târâm după noi și nu mai putem să ne pocăim. Doamne, ajută-ne să ne despărțim de ceea ce ne încurcă, să ne despărțim de ceea ce ne trage la vale și să ne ducem drumul potrivit cu legământul pe care l-am încheiat. Noi nu i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, devine democrația, ai să te sperii unde o luăm și pe unde apucăm. Nu i-am spus lui Dumnezeu. În apa botezului i-am spus, de-o fi soare, de-o fi furtună, de-o avea ce mânca, de vom fi mai flămânzi, de-o fi sănătoși sau de-o fi și mai bolnavi. De-o fi bucuroși sau poate că multe vor fi zilele în viață în care va trebui să vărsăm lacrimi. Doamne, trece-ne pe numele Tău, înfiază-ne, primește-ne, iartă-ne și îți jurăm că Te vom sluji toată viața și Te vom urma. Așa i-am spus lui Dumnezeu, așa am zis în ziua în care am încheiat legământ cu Dumnezeu. Astăzi dăm vina, ba pe democrație, ba pe civilizație, ba pe nu știu ce, pe frați, pe surori, pe unul, pe altul, că din cauza lui ăla, că din cauza lui ăla. Când e ziua în care să ne cercetăm viața și să spunem și noi ca Daniel, Doamne, suntem vinovați, Doamne, drumul pe unde am luat-o, Doamne, faptele pe care le facem, situația în care am ajuns, suntem vinovați înaintea Ta. Starea pe care o avem Tu ne-o cunoști așa de bine și nu e o stare așa de strălucită, așa cum ne-o prezintă oamenii, că suntem bine, că arătăm bine, că stăm bine, nu e așa. E o stare grea pe care o avem. Când vezi Tu că aici în mijlocul adunării se pierd copiii, că vezi că în mijlocul adunării lucrurile se întâmplă cum se întâmplă, și nu-i putere să oprim avalanșa aceasta, nu-i simplu acum. Dumnezeu să se ocupe de starea noastră și de sufletele noastre și să ne dea putere să putem lupta lupta cea bună. Lupta cea bună a credinței
ca să apucăm viața veșnică la care am fost chemați și Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să spun câteva cuvinte și să mă opresc. S-a vorbit în seara aceasta și s-a spus în unele din textele care s-au citit, s-a spus ceva și spunea omului Dumnezeu și în ceea ce s-a citit se spunea în cartea Efesenilor că Pavel se ruga pentru cei din Efes ca Dumnezeu să le dea un duh de descoperire și de înțelepciune în cunoașterea lui Iisus Hristos. Auziți ce spune apostolul Iacov. În capitolul 1 spune așa, versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat, împins de vânt încoace și încolo. Versetul 7 spune un lucru foarte greu, un astfel de om, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, pentru că este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să întreb în seara asta, considerați că ne mai trebuie înțelepciune? Și unii o să zică, da, ne trebuie înțelepciune. Unii au înțelepciune, știu eu, de un fel, de altul. Despre ce fel de înțelepciune vorbește Scriptura că să cerem de la Dumnezeu? Înțelepciune de sus, nu? Uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu, cum arată înțelepciunea de sus. Și în seara asta noi ne putem verifica care e situația noastră. Auziți ce zice cuvântul. Iacov, capitolul 3, versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii, dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Și auziți, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Am văzut așa de-a lungul anilor că versetul acesta atât ai răsucit de oameni, atât ai învârtit de oameni, pentru că și oamenii caută ceva la urma urmei. Fiecare umblă după ceva. Și oamenii vin și spun cam așa, zice, vezi, nu ai înțelepciune de sus, pentru că Biblia spune, dacă ai înțelepciune de sus, înțelepciunea de sus e ușor de înduplecat. Mai citim o dată. Auziți. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Și dați-mi voie să punem toate aceste calități care urmează și la toate să spunem așa, la cei curat. Sunteți de acord? Credeți că apostolul a greșit când a zis să-i întâi curată? De ce nu a zis să-i întâi ușor de înduplecat? Nu contează la ce. Uitați ce zice. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Și vreau să spun în seara asta să se audă. La ce este curat? Pașnică la ceea ce este curat. Domnul să ne ajute la aceasta. Blândă la ceea ce este curat. Sunteți de acord? Blândă la ceea ce este curat. Ușor de înduplecat la ceea ce este curat. Nu? La ceea ce este curat. Scrie în Scriptură versetul pe care Pavel îl spunea
Când avea de lucru cu oamenii mincinoși intrați prin biserici, cu lucrători înșelători, cu apostolii mincinoși, și spune în Galateni Pavel, o zis, înduplecarea asta de care voi ați dat dovadă, o zis, nu vine de la Dumnezeu. Era de la Dumnezeu? Câte înduplecări nu s-au întâmplat prin adunări, printre frați, prin familii, câte înduplecări nu au acceptat părinți în familie ca să fie pace, să fie liniște, să nu fie ceartă, să nu fie tulburare, s-au lăsat ușor înduplecat spunând că au înțelepciune. Să fie asta înțelepciune? Să te lași ușor înduplecat la ceea ce este curat. La ceea ce este curat. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Cuvântul spune mai departe, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Aș vrea să întreb în seara aceasta, se pare că în poporul lui Dumnezeu de la o zi la alta se cultivă o înțelepciune, ea îi se spune înțelepciune, foarte mulți oameni spun, da, înțelepciune, sunt înțelepți. De exemplu, dacă stăm să ne uităm la nivel de familie, părinții la ora actuală nu mai termină să se laude cât de înțelepți sunt copiii lor. E așa sau nu e așa? O, a nostru. Da, la școală e primul, da, la informatică e primul, da, la nu știu ce e primul. Ce să mai vorbim? Astăzi să nasc copii așa de înțelepți, de te gândești că sunt mai înțelepți ca Solomon. Uitați un verset cu care putem verifica. În cartea Proverbelor, în capitolul 13, spune omului Dumnezeu un verset important. Și auziți, versetul 1. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul nu ascultă mustrarea. Sunteți copii aici în adunare și în seara asta vrem să vorbim și pe linia aceasta. Poate părinții sunt încântați de înțelepciunea care o aveți, poate sunt încântați de multe lucruri pe care le au, pe care le văd în viața copiilor lor, dar smâhniți, mă gândesc la oamenii care mai luptă, la oamenii pocăiți, smâhniți pe altă linie. Și așa copiii de înțelepți și de luminați câți avem, majoritatea din ei nu ascultă de părinți, majoritatea întorc vorba, majoritatea îs mai înțelepți și mai deștepți decât părinții, ei știu ce au de făcut, majoritatea resping sfaturile care li se dau și spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei ca o plagă a zilelor sfârșitului. Un semn al zilelor sfârșitului, știți ce a spus? O zis, copiii vor fi neascultător de părinți. Eu întreb în seara asta, ceea ce se cultivă în copiii noștri este înțelepciune? Este o înțelepciune, dar e o înțelepciune a veacului acestuia. Și nu e o înțelepciune tainică, ținută ascunsă de Dumnezeu de veacuri, spune Pavel, pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o nouă? Nu? Să-l vezi un copil înțelept, am zis undeva într-o adunare și asta aș vrea să spun și spun și la copiii mei. Zic, te văd copil în adunare, mâncat bine, trăit bine, îmbrăcat bine. Și când să pun frață la rugăciune, tu stai și te uiți pe pereți. Și poate ai o mamă acasă care are mai multe diagnostice date de la spital. Și ziua se frământă și noaptea îi piere somnul gândindu-se ce se va întâmpla, uitându-se la copiii pe care îi are în jur, gândindu-se la anii care vin, la ceea ce poate sta în față, la ceea ce se poate întâmpla în familie. Și am zis în adunare, am zis, tu ești copil care ești sănătos, pe mama o doare ficatul, pe tine nu te doare. Pe mama o doare inima, pe tine nu te doare. O vezi că se frământă, îl vezi pe tata că e gata să cadă sub povară și pe tine nu te interesează ca și copil. Ce bine ar fi să pătrundă această înțelepciune în copiii din adunare și să-l vezi pe copil, unul înțelept să se ridice între alții și să ia pe ceilalți într-o cameră și să zică așa, frățiori, surori,
Să știți că mama e într-o situație mai grea. Să știți că Dumnezeu a vorbit cu privire la casa noastră că vor fi lucruri grele dacă nu va fi cine să intervină, cine să intre în rugăciune înaintea Domnului, cine să ardă înaintea Lui, să-L cheme pe Dumnezeu, să-L înduplece, să-și întindă mâna. Și să auzi că copiii s-au hotărât să se roage în ascuns. Să se roage pentru cei care îi simt că nu mai pot din familie, să se roage pentru mama, să se roage pentru tata, să se roage pentru problemele care sunt, să se roage pentru alte familii care sunt în impas, pentru alți copii care sunt mai amărâți ca ei, pentru alți copii care trec prin valuri și prin dureri mai mari ca și ei, și să zici, da, într-adevăr, pătrunde înțelepciunea lui Dumnezeu în ei. Să-l vezi pe copil că ascultă de mama și de tata atunci când este sfătuit după voia lui Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri că este drept, aceasta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Doamne, te rugăm în seara asta, cercetează copiii, să atâția părinți în adunare aici care gem, chiar dacă nu se arată pe față. Să atâtea mame care nascuns să îngrijorează, să frământă ce va fi și unde se va ajunge până la urmă. Doamne, cercetează în seara aceasta și fă să pătrundă înțelepciunea Ta în noi. Fă să pătrundă în copiii noștri înțelepciunea care vine de sus. Mai citesc câteva versete și închei cu privire la înțelepciune. În Cartea Corintenilor este scris și Apostolul Pavel spunea, Apostolul Pavel spunea într-o împrejurare și o zis așa, o zis Pavel în Corinteni, totuși ceea ce propovăduim noi printre cei ce sunt desăvârșiți, spunea Pavel, este o înțelepciune, dar nu este a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți, ci este o înțelepciune tainică, ținută ascunsă de Dumnezeu, de veacuri și descoperită acum nouă prin Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea să spun în seara aceasta, frați și surori, există o așa zisă înțelepciune care ne caracterizează viața. Știm să ne descurcăm în lumea asta, știm să ne descurcăm la locul de muncă, știm să ne descurcăm cu mașina pe șosea, știm să ne descurcăm, eu știu, într-o parte în alta, când ne ducem la cumpărături, când ne ducem la oameni știu așa de bine, dacă stai să-i verifici, când cineva își renovează casa, când cineva o face din nou, să vezi ce culori, ce nuanțe, ce te gândești, oamenii știu să se descurce, alții să pricep la multe și alte lucruri. Dar aș vrea să spun în seara aceasta, în Corinteni este scris și cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Spunea Dumnezeu prin Pavel de înțelepciunea aceasta și a zis, Dumnezeu cunoaște gândurile celor înțelepți și știe că sunt deșarte. M-am uitat la copiii noștri care se hrănesc în vremea asta cu multă deșertăciune. Nu mai vezi pe telefoane, pe calculator. Așa, când te uiți la el, îi se umflă și venile pe aici, pe la gât, stau în pușcă, tamponează mașini, nu știu ce echipă, nu știu ce, îi se ridică tensiunea, îi se schimbă expresia feței, nu mai auzi, ia, viața, viața, s-a dus viața, se duce viața, sigur că se duce. Și la urmă, dacă îl întreb după 4 ore cât o stat în fața calculatorului și s-o juca cu viața și cu mașinile și cu rațele și cu gâștele și cu teroriștii și așa mai departe, să-l întrebi omule, la urma urmei, ai măcar 100 de euro în buzunar pe care i-ai câștigat în toată afacerea asta, în toată lupta asta care ai avut-o? Să spui nimic. Totu-i deșertăciune, nu? O zis, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, el știe că sunt deșarte. M-am tot gândit la ce au făcut oamenii aparatul ăsta ca să mănânce timpul și viața copiilor noștri cu atâta deșertăciune și cu atâta la urmă să se aleagă cu nimic. De ce au făcut oamenii asta? Ca să se dovedească ce-i scris.
Dumnezeu știe că gândurile celor înțelepți sunt deșarte. În același cuvânt spune cuvântul lui Dumnezeu și Pavel spunea în Corinteni, o zis, Dumnezeu prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Întreb în seara asta, câtă înțelepciune din asta nu există printre frați? Te întâlnești cu câte un frate, cu 5 minute înainte o sta de vorbă cu un altul și o zis despre tine cât i-o venit la gură, bine că n-ai fost de față. Bine că n-ai fost de față, că nu se știe ce s-a întâmplat, sau măcar să-l auzi de undeva. Să-ți înregistreze cineva pe un aparat, să-l auzi pe fratele tău cât e scoate din gură și cât are în inimă și cât are împotriva ta, de nici nu-ți vine să crezi. Să desparte de fratele cu care o vorbi și să întâlnește cu tine. Eu mă uit așa, mai fraților, mă mir că nici actorii de teatru nu sunt în stare să se prefacă ca unii dintre pocăiți azi. Nici actorii de la teatru nu se pot preface în halul ăsta cum au ajuns unii dintre frați azi. Să desparte de ăla după ce nu i-a ieșit, numai foc din gură i-a ieșit și să întâlnește cu tine, îi se înseninează fața și te ia așa, ce faci prea iubitule, ce faci frate, de când nu te-am mai văzut, cum îți este familia, cum ți-i soția, cum ți-i nevasta, Domnul să te binecuvinteze. Întreb în seara asta, frați penticostali, e înțelepciune de sus asta? Totuși între oameni se spune, omul ăsta e înțelept, știe să se învârtă. În afaceri știți care e cel mai înțelept? Care știe să tragă pe sfoară pe alții, să... indiferent ce se întâmplă, indiferent că l-a cade în groapă, indiferent că dă faliment, indiferent, nu contează asta. Omul înțelept e cine știe să joace bine. La Dumnezeu nu-i așa. Ferice de cei cu inima curată, o zis Scriptura. Și asta rămâne pentru totdeauna, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Există o înțelepciune, să o spunem pe nume așa, diplomatică, care o pătruns în bisericile lui Dumnezeu. Oameni care avem școala lumii, care știm să învârtim după dege, dacă e caz, o adunare întreagă, frați, surori, nu contează, familii întregi, oameni care știm să ne descurcăm în orice situație și ieșim în bine și cădem în picioare ca și pisica în orice situație. La Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, spune Pavel în Timotei. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Știți ce a zis Dumnezeu într-o zi? Gândiți-vă la ce stadiu a ajuns poporul acela lui Dumnezeu în vremea Domnului Iisus. O zis, l-a chemat pe Natanael care era sub dud și o zis, vino și vezi, noi am întâlnit pe cel despre care spune Biblia, spune prorocii. O zis, pe Iisus din Nazaret l-am întâlnit, acesta este Mesia, este trimisul lui Dumnezeu. La vremea aceea, evreii erau caracterizați printr-o foarte mare viclenie. Așa erau caracterizați evreii. Dacă găseai un evreu care era sincer, care era cu inima curată, asta era mare lucru. Și Domnul a remarcat în vremea aceea în Israel. O zis, iată într-adevăr un izraelit, spune evanghelistul Ioan, în care nu găsesc vicleșug. Și știți voi foarte bine ce o zis Natanael despre Domnul. Dar Domnul, de ce o zis că e sincer? De ce o zis că nu are vicleșug? Că Natanael ce-a avut în inimă, aia o spus pe față, o zis, eu nu cred că din Galileea poate ieși ceva bun. Nu? Dar ceilalți evrei tot așa? Gândiți-vă la cei care au venit la Domnul Iisus. Doamne, știm că ești un învățător de la Dumnezeu. Doamne, auzi cum se prefac. Doamne, auzi pe frață de azi, cum știu de frumos să vorbească, cum știu de miros să vorbească. Și uită-te ce e în inima lor, Doamne. Uită-te. Uită-te ce-i cu noi. Și ajută-ne să ne trezim la realitate, ajută-ne să ne pocăim.
Aș vrea să spun în seara aceasta de slușit, înțelepciunea lumii, înțelepciunea veacului acestuia, te vrea să fii drac, dar să te dai că ești înger. Înțelepciunea lui Dumnezeu te vrea să fii curat și așa să rămâi înaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Să fii curat în ceea ce faci cu frații, să fii curat între oameni, să fii curat la locul de muncă, să fii curat în familie, să fii cu inima curată, să fii un om curat, să fii un om sincer. Să poată pune cineva bază pe ceea ce spui. Astăzi între frați nu știi la ce să te aștepți, azi spune una, mâine alta, nu știi peste cine dai, vine unul la tine, frate, am auzit că cineva nu știe ce ți-o zis, te trage de limbă, dincolo se duce, te vinde, vânzător, noi spunem din 12 ucenici unul s-a făcut vânzător, dar azi sunt vânzători cu grămada, comercianți cu grămada. Știți că la căderea Babilonului în Apocalipsa spune Biblia, negustorii vor plânge departe și își vor arunca țărână în văzduh și vor zice, vai, vai, Babilonul cel mare, cum s-o dus toate într-un ceas, nimeni nu mai cumpără mărfurile și acolo enumeră pe cei care vindeau mărfuri de toate felurile. Știți că strecuți și vânzătorii de suflete, afaceriștii care vând sufletele oamenilor, știți că strecuți acolo? Înțelepciunea lumii, caracteristica de bază, este viclenia, este deșertăciunea. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, rămânem la ceea ce a zis omului Dumnezeu, îi întâi curată. Doamne, dacă avem multe școli, dacă avem multe, eu știu, studii înalte și așa mai departe, ajută-ne să ne putem coborî până acolo, încât să învățăm această înțelepciune tainică, încât să învățăm că e întâi curată, încât să învățăm sinceritatea, curăția pe care o a avut-o Domnul. O zis, în gura lui nu s-a găsit vicleșug, nu s-a găsit minciună, nu s-a găsit alte lucruri. Doamne, dă-ne această înțelepciune, ocupă-te de noi. În Psalm 111, ultimul verset spune, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui Dumnezeu ține în veci. Slava lumii se va prăbuși într-o zi oricât de sus te-ai urcat. Dar cine se teme de Dumnezeu, slava lui Dumnezeu va ține în veci. Slăvit să fie numele Domnului. Închei în seara aceasta și aș vrea să ne rugăm pe linia aceasta. Cred că e un motiv de rugăciune. Doamne, lasă peste copiii noștri o înțelepciune curată. Doamne, lasă peste noi, peste frați, peste surori, peste toți din adunare, peste cei care sunt aici mari și mici. Lasă o înțelepciune care să fie curată. Și în urma acestei înțelepciuni să ne curățim de toate vicleniile pe care le-am întrebuințat, de toate fățărniciile pe care le-am trăit în viață până aici, printre frați, să ne curățim de toate, să ne sfințim viața. Și în felul acesta să fim poporul Tău cu o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Spune în Vechiul Testament, o zis, toate neamurile pământului se vor uita la tine, spunea Dumnezeul lui Israel. Și o să-ți vor zice, uite un popor cu totul înțelept. Și nu o zis oamenii de atunci, o zis, poporul ăsta știe să facă avioane cu reacție, știe nu știu ce să facă. E bun să faci, dar asta ține pe pământ. Cu înțelepciunea asta n-ajungi în cer. Nu, nu. O zis, poporul acesta este cu totul înțelept, prin legea Dumnezeului lui care i-a fost dată și care poporul ăsta o păzește cu sfințenie. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui Dumnezeu ține în veci. Doamne, dă-ne totdeauna această înțelepciune să ne facă să ne curățim, să ne sfințim pentru Tine, pentru împărăția Ta, pentru frați, pentru surori, pentru biserica Ta, pentru lucrarea Ta, ca să fim un popor al Tău, pus deoparte pentru împărăția Ta, un popor care merge spre împărăție și Domnul să ne ajute la aceasta. Cred că ne vom ruga pe genunchi sau în picioare, cum hotărâți,
pentru cauzele acestea și Domnul să ne ajute. Amin. Să ne izbăvești.
ne duceți.